Iubiții mei, frați și prieteni, după ce împreună am trecut prin diagnosticul întâmplării lui Iosif, am mers împreună prin cum s-a întâmplat așa ceva, mergem acum la al treilea pas, cum să nu ajungi la întâmplarea aceea. Adică în viața fiecăruia dintre noi există o pagină scrisă cu întâmplarea aceea, ceva care s-a întâmplat în viața noastră, de tipul celei a lui David, în care ne-am semețit, ne-am mândrit împotriva lui Dumnezeu, am disprețuit cuvântul lui și pe el și am ajuns aici. Există o astfel de pagină, dar n-ar fi nimic dacă doar această pagină ar fi acolo și venim cu ea la Dumnezeu. Se pregătește scrierea altei pagini, cu o altă întâmplare, mult mai rea, de 7 ori mai rea decât cea din tâi. Cineva nu crede, nu e robul tău câinele acesta să mai fac eu niște lucruri de astea. Nu zice lucrul acesta, pentru că nimeni dintre oamenii care s-au semețit, s-au mândrit în felul acesta, cum a zis Petru, niciun caz, eu, vai de mine, eu nu pot, așa ceva n-aș face nici dacă aș muri și dacă m-ar omori și sunt gata să merg cu tine în temniță și la moarte și nu prea a fost gata. S-a văzut lucrul acesta. Astfel că putem să rostim împreună, ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Atât. Aceasta e singura rugăciune pe care o putem rosti noi în privința întâmplării care nu este încă, dar care vine sau care ne dă târcoale, cum spunea Biblia, păziți-vă căci diavolul dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghite și pe cine să înghite, decât pe acela care spune, eu niciun caz. Suntem cu sau fără acceptare, acceptul nostru, suntem candidați la această întâmplare, o numește Sfânta Scriptură, de care azi n-am crede-o dacă ne-ar spune cineva. Așa cum a spus Ioan în epistola sa și vreau să repetăm lucrul acesta, vă scriu să nu păcătuiți. Biblia este preventivă, să nu fie o astfel de întâmplare în recordul vieții tale. Sigur că spune unul și altul, e și el om, da, dar omul este cel despre care s-a spus, iată omul. Și sunt oamenii ai lui Dumnezeu care nu au această întâmplare în recordul vieții lui, ceea ce arată că este posibil. Excepția confirmă posibilul. Deci este posibil. Și care a fost taina prin care oameni de felul acesta n-au avut în recordul vieților întâmplarea aceea? Cum îl vedem pe Daniel, cum îi vedem pe oameni ai lui Dumnezeu pe drumul vieții. Dezbrăcarea sau umilința sau iubirea pentru Dumnezeu ne va păzi sufletele. Cum să nu ajungi la întâmplarea aceea? Și când vorbim de dezbrăcarea aceasta, de cum Sfânta Scriptură ne învață, și o să citim împreună, dezbrăcarea de trupul poftelor sau firii pământești, îmbrăcarea cu Domnul Hristos. Îmbrăcarea și dezbrăcarea aceasta preced întâmplarea aceea. Păcatul care se comite înaintea păcatului este subtil și pervers, aproape neobservat. El ia loc în inimă și deodată se manifestă afară. Înainte de a se îngălbeni pielea, spre exemplu, s-a îmbolnăvit ficatul. Deocamdată nu s-a văzut, dar aici duce drumul acesta, ca să n-ajungem aici. Ca să nu fie nevoie, aceasta a fost pledoaria Abigailei către David, să nu ajungi aici, să nu te doară inima în ziua aceea, să îți pare rău cu sufletul din tine pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu te sfătuiesc, oprește-te acum și întoarce-te acasă. Și el care se jurase pe Dumnezeu, tot pe Dumnezeu a spus, numai el te-a scos în calea mea și mă opresc și mă întorc. S-a întors. Dacă s-ar fi răzbunat în ziua aceea, probabil că s-ar fi bucurat în răutatea lui o clipă. Faptul că nu s-a răzbunat în ziua aceea pe Nabal i-a adus bucurie pentru restul vieții. Acesta este schimbul pe care ni-l propune Dumnezeu nou. Vrei să te bucuri pentru o clipă, de plăcerile de o clipă ale păcatului? Vrei să te bucuri pentru o clipă? Sau vrei să te bucuri pentru totdeauna de faptul că Dumnezeu te-a păzit de întâmplarea aceea și de ziua aceea? El este păzitorul tău.
Eu o păzesc în fiecare zi, o aud în fiecare clipă. El este păzitorul tău. Abimelec, în mândria lui, zice, știi că am lucrat cu mâini nevinovate și am fost credincios și așa mai departe, și Domnul îi spune, n-ai fi fost dacă nu eram eu. Eu te-am ținut să nu ajungi acolo. Așa, da. Și acest limbaj îl întâlnim foarte adesea în viața noastră. Am stabilit împreună că diagnosticul întâmplării lui David a fost mândria lui și semeția lui și îngânfarea lui și umflarea lui de pe înălțimea pe care l-a urcat Dumnezeu și a ajuns a disprețuit pe Dumnezeu care l-a urcat acolo și cuvântul lui. El însuși confirmă lucrul acesta. În Psalmul 119, versetul 67, el spune, până ce am fost smerit, adică în timp ce eram mândru, rătăceam înainte de a fi smerit. Sigur că multă lume ar dori smerenia. Smerenia este ceva care cu miros de ceruri, frumusețea vieții Mântuitorului nostru, învățați de la mine, eu sunt smerit, este această tămâie dumnezeiască, cerească a caracterului nostru. Mulți oameni ar dori aceasta, smerenia, dar nu smerirea. Pentru că smerirea este rușinoasă, este dureroasă, este înjositoare, pentru firea noastră, firea țipă în durerile răstignirii, este asemănată cu răstignirea. Așadar, dacă cerem lui Dumnezeu lucrul acesta, dăm darul smereniei Domnului nostru Iisus Hristos, să fim gata, să trecem prin acest tratament al cerului, al marelui medic, al sufletelor noastre, cum trecem printr-un tratament când mergem în spital, într-o suferință sau alta. Până ce am fost smerit, adică în timp ce eram mândru, rătăceam. Acum însă, după ce am fost smerit, păzesc cuvântul tău, spune David în Psalmul 119, 67, păzesc cuvântul, nu disprețuiesc cuvântul tău, cum am făcut înainte și m-a dus acolo. Niște îngânfați, deci când un om este îngânfat, urzesc neadevăruri. Așa este. Omul îngânfat urzește neadevăruri în primul și în primul rând pentru propria lui viață, pentru inima lui, pentru gândirea și imaginația lui. El urzește neadevăruri. Și spune profetul Isaia, zice, inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul. Și nu se întreabă, oare imaginația aceasta mea sau convingerea aceasta a mea este adevărul sau este neadevărul? Pentru că Tatăl nostru din care ești în ceruri cu Tatăl minciunii nu reprezintă același lucru. Îngânfarea duce pe un om la neadevăr, la minciună, trăiește în imaginație, în minciună. După ce însă a trecut procesul acesta atât de dureros, Nebucanețar 7 ani în pădure ca animalele, părul încâlcit, nu de bunăvoie cum îl încâlcesc oameni, croaznic, vă dați seama, părul ca penele vulturului. După ce a trecut prin procesul acesta cu iarbă, ți-era frică să te duci prin pădure, te întâlneai cu el și când s-a uitat la tine odată fugeai, dar nu te mai opreai. Băi, ăsta e împăratul, vedeți, nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Versetul 71 spune ce bine este. Ferice de omul acela pe care l-a smerit bunul Dumnezeu, l-a tratat Dumnezeu, i-a tratat sufletul împotriva mândriei. Nu există o clinică împotriva mândriei. Există unul singur care poate vindeca sufletul de mândrie, cel care ne spune învață de la mine că eu sunt smerit. Și în versetul 71 din același psalm 119, David spune, este spre binele meu că m-ai smerit. Este spre binele meu. Adesea noi privim smerirea ca o pedeapsă, chiar ca o batjocură cumva, ca o răsplată, ca nu este nici batjocură, nici răsplată, nici pedeapsă. Este un tratament. Un tratament pe care îl aplică Dumnezeu cu atâta iubire și cu atâta înțelegere adâncă. Și doresc eu moartea păcătosului, doresc eu chinul cuiva, înjosirea cuiva, vreau eu așa ceva. Nu, dar aceste tratamente devin necesare într-o dezvoltare a acestei cumplite boli,
După ce m-ai smerit, Doamne, mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri, decât Doamna aia sa, decât nenorocirea, decât chiar numele meu și faima mea și reputația mea, nici nu mă uit la așa ceva. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Într-adevăr, a fost spre binele meu, Doamne, că m-ai smerit. Nebucadnețar afirmă pe Dumnezeu ca fiind singurul care poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Indiferent ce tratament am încercat noi de pe pământul acesta, indiferent și, bine, dar dacă suferi, spre exemplu, dacă te înfometezi, dacă te chinuiești, te biciuiești, cum au făcut unii oameni, cu flagelări, cu așa ceva, nu se rezolvă nimic. După ce te-ai bătut cu biciu până la sânge, ești foarte mândru de tine, de ce ai făcut, n-ai scăpat de mândrie, ai mulțit-o. După ce ai încercat, satana încearcă să scoată afară pe satana, firea ta pământească a încercat să scoată firea pământească din tine, te umfli de fire pământească, pentru că e o realizare tot a firii pământești. Satana este dispus să iasă și scoate afară pe satana dacă în locul unui diavol poate să pună 7+1, adică să mărească foarte mult răul din viața noastră. Nu există decât unul singur care poate să elibereze sufletul de această cumplită, demonică, luciferică maladie a sufletului numită mândrie sau înălțare de sine sau îngânfare sau semeție și boală care nu se satură niciodată înjosind oamenii, tându-se de sus la ei, jignindu-i. Nu se satură niciodată până nu ajunge să jignească pe Dumnezeu, să înjosească pe Dumnezeu. Nu poate fi Dumnezeu jos. Știu lucrul acesta. Uite-te la ceruri cât sunt de sus. Ce se întâmplă, frate? Dar făcând așa ceva, în ochii tăi și în viața ta, te închin unui Dumnezeu înjosit. Mântuitorul ne invită la el pentru a nu ajunge la întâmplarea aceea. Luați jugul meu asupra voastră. Nu știu ce înseamnă aceasta la nivel de individ, pentru că suntem confruntați cu o varietate de forme pe care le ia lucrul acesta, dar ele sunt un fel de problemă a vieții, un fel de povară. Pavel spunea, eu sunt în primejdia să mă îngânf, poate voi nu sunteți, ba da, nu scapă nimeni de lucrul ăsta. Eu eram în primejdia să mă îngânf, nici nu știam, pentru că boala aceasta, asemenea cancerului pervers, atinge omul fără să-l anunțe, se dezvoltă acolo și ia forme și efecte de neimaginat, aproape că nu simte un om, până în ziua în care, cum auzeam recent, s-a dus la doctor sănătoasă, bine, și a ieșit pe ușă înapoi cu un cancer de gradul 4. Deci, asta i-a spus doctorul, este la sfârșitul dezvoltării, dar nu m-a durut nimic, n-a știut nimic. Așa este, pentru că e o boală perversă. De aceea trebuie să cer lui Dumnezeu totdeauna, Doamne, cercetează-mi inima, vezi dacă mă înșeală cumva inima lui amăgită, vezi dacă inima mea e bolnavă de amăgire. Deschidem ochii, Doamne, ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Veniți și învățați de la mine, spune Mântuitorul, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă. Bolile moderne acestea care torturează generația noastră cu anxietate, cu stres de tot felul, cu depresii cumplite, cu sinucideri, cu ce nu s-a imaginat, boli sufletești sunt acestea. Acestea se vindecă pe o singură cale, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, odihna pe care ne-o dă bunătatea, frumusețea și adevărul care este în Domnul nostru Iisus Hristos. Când ne spune El să ne păzim de așa ceva, El nu vorbește despre sine, noi nu suntem în competiție cu Dumnezeu. Nici atât Dumnezeu nu e în competiție cu noi sau cu idolii noștri sau cu zeii noștri. Niciodată așa ceva. Când vorbim de gelozia lui Dumnezeu, El este gelos să te vadă bine. Asta este tot. Acesta e marele adevăr. De aceea, El ne avertizează și ne spune așa, oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. David nu trebuia să treacă prin întâmplarea aceasta dacă ar fi crezut acest cuvânt al lui Dumnezeu. Oricine se înalță, în momentul când te-ai înălțat și te consideri
te uiți de sus la oameni și te uiți de sus la Sfânta Scriptură și la biserică. Cine ești astăzi, ești datorită acestor lucruri. Acum, odată ce ai ajuns aici, chipurile așa de înțelept și de bogat și știu de toate și, mă rog, înțelept ca David și iscusit ca David, când ai ajuns aici, există pericolul acesta să te uiți de sus la oameni și apoi să te uiți la Dumnezeu. Oricine se înalță va fi smerit. Dacă David ar fi înțeles că el nu merge pe înălțimea aceasta, merge pe creasta valului, nu. Cine se înalță va fi smerit. E una să te înalțe Dumnezeu și alta e să te înalți tu. E una să fii în ochii tăi cine nu ești și alta este să fii în ochii lui Dumnezeu în felul acesta. Oricine se smerește va fi înălțat. Dacă David se smerea în sufletul lui, niciodată nu s-ar fi scris episodul acesta. Poate într-o zi ar fi avut acces și noi vom avea acces într-o zi, nu la ce s-a întâmplat, ci la ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă Domnul nu era de partea noastră. Dacă nu ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Adică ce s-ar fi întâmplat. Și dacă David își smerea sufletul și dacă noi ne vom smeri sufletul atunci când simțim că suntem în primejdia de a disprețui cuvântul Domnului sau a disprețui pe Domnul însuși. Dacă ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu, Scriptura spune, va fi înălțat. Ni se va spune povestea care ar fi putut să aibă loc, care urma să aibă loc și care, de fapt, ne ducea pe un drum imposibil de evitat, dacă nu primeam de la Dumnezeu darul smereniei. Lucrurile divine, lucrurile frumoase legate de nașterea Mântuitorului nostru și de viața Lui nu sunt chiar atât de rupte din cer cum ne închipuim noi, nici atât n-au legătură cu magicul, ci dimpotrivă sunt mult mai omenești și mai cu picioarele pe pământ decât ne gândim. Viața Lui frumoasă, binecuvântată, era legată de nopțile acelea de rugăciune, era legată de posturile Lui. Era legată de comuniunea lui permanentă cu Tatăl. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Iubiții mei, este o știință a Sfinților foarte înaltă, comuniunea aceasta în dialog deschis permanent cu Dumnezeu. Oriunde mergem, lumina prezenței Lui în sufletul nostru și noi vedem lucrurile nu prin lumina, prin ochii culturii noastre sau a epocii noastre sau a grupului din care facem parte, ci prin lumina ta ajungem să ne dăm seama de adevărul despre diferite lucruri. Ce vedem noi la un moment dat într-un păcat sau într-o posibilitate sau într-o ocazie care apare. Ce vedem noi este una și ce am putea să vedem prin lumina ta este cu totul altceva. Prin lumina ta vedem lumina. Așadar, este viața Domnului nostru Iisus Hristos are rădăcini în lupta Lui cu strigăte mari și cu lacrimi, cu multe lacrimi, luptând înaintea Lui Dumnezeu. Alegerea Mariei ca să poarte pe Fiul lui Dumnezeu în pântecul ei. Această naștere nemai auzită, Sfântul care se va naște, această umbrire a Duhului Sfânt nu a fost puse asupra ei din întâmplare. Nu, ci spune Biblia în Luca 1:48, Dumnezeu a privit spre starea smerită a roabei sale. Pe criteriul acesta a fost ea aleasă. Erau multe văduve în Israel, spune Iisus, erau multe tinere la ora aceea logodite și cum era ea și în situația ei. Mii și mii erau. Dar ea a fost aleasă pentru că a cultivat smerenia aceasta în suflet. Și a fost la o dimensiune neîntrecută pe pământul nostru, dacă era altcineva. Prin altcineva. Dar Dumnezeu a privit spre starea smerită a roabei sale. Iisus a învățat smerenia despre care a vorbit, eu sunt blând și smerit cu inima, a învățat ca mine și ca tine. Din ceea ce a suferit, spune Evrei capitolul 5, a suferit batjocura copiilor de pe stradă, batjocura învățătorilor la școală, noi nu suntem născuți din așa ilegitim ca tine și lucruri de felul acesta. El știind de la mama lui descoperirea Îngerului, lucrul ăsta s-a ridicat întotdeauna împotriva
iscodirilor din vremea aceea și atacurilor diavolului asupra sufletului lui. Cuvântul acesta l-a ținut. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, păi asta mi-a spus Dumnezeu la râul Iordan, acesta este fiul meu. Lupta diavolului de a distruge identitatea sau imaginea sau credința în cuvintele pe care Dumnezeu le spune cu privire la viața noastră. În schimb, spune Biblia, Iacov 4:6, el ne dă un har și mai mare. În timp ce Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dă har celor smeriți. Aceasta este calea ca acea întâmplare să n-aibă loc. Niciodată. Este potențial, este posibilă, dar ea nu se va întâmpla niciodată. Răul pus la cale nu se va întâmpla niciodată. A fost pus la cale în sfatul diavolilor. A fost creată o strategie. Citiți, vă rog, Screwtape a lui C.S. Lewis. Și atunci vom vedea ce fel de planuri sunt puse la cale. Planuri care se împlinesc sau nu se împlinesc în funcție de un singur lucru. Dacă ne smerim înaintea lui Dumnezeu, dacă primim darul smereniei, dacă învățăm de la cel ce este smerit cu inima, așa cum a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Îndată ce inima refuză acest lucru, ea se umflă de mândrie și urmează căderea. Toți în legăturile voastre, în relațiile, vreau să spun, sociale, de biserică, de familie, să fiți împodobiți cu smerenie. Vai, da, smerenia e de disprețuit în timpul ăsta. Cine e smerit? Noi suntem cu self-esteem, noi suntem altfel. Bine, are un aspect pozitiv, unul negativ acesta, însă este vorba de natura smereniei. Smerenia în ochii lui Dumnezeu este o podoabă. Ea vine din ceruri. Mântuitorul nostru a trăit nu doar Golgota aceasta de pe deal, ci a trăit această Golgotă cosmică în care s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea nouă oamenilor, s-a făcut ascultător, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aceasta e smerenia lui cea care stoarce lacrimi din sufletul nostru. Aceasta e smerenia lui în fața căreia am văzut cum a căzut un doctor islam musulman într-un tren când am vorbit despre smerenia Domnului nostru Iisus Hristos. L-a prăbușit lucrul acesta pe acest om extrem de bogat și de puternic și a fost prăbușit de smerenia Domnului nostru Iisus Hristos. Toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Smerenie nu înseamnă înjosire, nu înseamnă călcat în picioare, nu înseamnă acea închidere în sine, nu, eu sunt smerit, nu înseamnă deloc așa ceva. Mântuitorul nu a mers pe drumul acesta. Smerenia este o podoabă pe care o așează Dumnezeu, este un juvair, este ceva de mare preț pe care îl așează Dumnezeu pe sufletul celui care vrea să îl primească. În Filipeni, capitolul 2, Sfânta Scriptură prezintă acest tablou fără egal, care stă de fapt și este izvorul întregului plan de mântuire. Iisus nu a fost dezbrăcat. E una să fii dezbrăcat și alta e să te dezbraci. Iisus s-a dezbrăcat de slava și gloria Lui. Nu mi-a nimeni cu sila, nu există forță sau constrângere, ci eu dau de la mine. E dezbrăcarea Mântuitorului nostru reprezentată pe mielul acesta junghiat de la întemeierea lumii între tron și altar. Toate acestea emană din loc, radiază din sufletul Domnului nostru Iisus Hristos. Să aveți și voi în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. N-a crezut în siguranța mântuirii și noapte bună. Nu, ci el și-a încredințat sufletul dreptului ziditor, ceea ce înseamnă conlucrarea cu Dumnezeu la orice pas. A fost Golgota cerească, a avut loc înainte de Golgota aceasta pământească. El s-a dezbrăcat în fața cerului și a pământului. A luat chip de rob în fața cerului și a pământului. De aceea spune Sfânta Scriptură că prin el Dumnezeu va aduce toate lucrurile
într-unul singur și în cer, pe pământ, pretutindeni. Aceasta este calea lui Dumnezeu pentru a strânge la oaltă casa lui și familia lui, din care și noi facem parte. S-a dezbrăcat pe sine, nu a fost dezbrăcat. A luat chip de rob, nu a fost făcut prizonier sau rob. S-a făcut asemenea oamenilor. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult din cauza aceasta. Crucea de la Golgota era simbolul văzut al crucii din ființa lui care se dezbrăcase, care își predase sinele în mâinile Tatălui. Voia ta, nu voia mea, Tată iubit. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de un... Nu și-a luat numele, i-a dat numele acesta pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Smerenia va merge cu noi pe noul pământ. Ați văzut ce fac cei încoronați cu viața veșnică? Așa cum a spus Scriptura, când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Smerenia merge acolo, ei și-au coroanele de pe cap și le așează la pământ înaintea lui Dumnezeu. Mărturisim prin aceasta, Doamne, mântuirea este a Domnului Dumnezeului nostru. Acolo merge smerenia, de acolo a venit. Și acolo merge înaintea lui Dumnezeu. Astfel, dar, prea iubiților, după cum ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăiel. Oh, nu știu, nu mi se pare așa ceva. Nu, nu cârti. Știu eu să fac, să nu, azi, mâine, nu, fără șovăire. Nu face, ca să fii fără prihană și curat. Mâine nu să mai ai gândul acesta. Mâine nu o să mai ai dorința aceasta, s-a stins, s-a pierit. Ca să fii fără prihană, fără cârtire, fără șovăiel, imediat. Cum i-a dat talentul, imediat s-a dus și l-a pus în lucru. Ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Punctul central al vieții Domnului nostru Iisus Hristos, calea și singura cale ca această întâmplare să nu aibă loc în viața noastră, deși e proiectată de diavol, deși ne așteaptă cu ea, deși e gata să lanseze săgețile lui arzătoare, singura cale este aceea pe care a mers Mântuitorul nostru. El nu numai că s-a dezbrăcat, ci a luat chip de rob. Și noi suntem chemați la același lucru. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, nu au fost răstigniți, că te răstignește o crimă pe care ai comis-o, o furt, desfrâu, nenorocirile acestea, ajung de te răstignesc public. Una e să te răstignească păcatul și cu totul altceva este să te răstignești tu în lumina bunătății lui Dumnezeu, ceea ce te cheamă la răstignirea firii pământești cu păcatul este bunătatea lui Dumnezeu. Știm bine, bine știm, nu e, este confirmat cel din tâi cuvânt din Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească, este confirmat în Roman 6:6, acolo unde Pavel spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. De ce mai are putere păcatul asupra ochilor noștri, minții noastre, inimii noastre, sufletul? De ce mai are putere? Pentru că trupul păcatului nu a fost dezbrăcat, nu a fost răstignit, nu a fost pus la moarte, ci pur și simplu este tolerat, este protejat cumva, ca și când vreodată am avea nevoie de așa ceva. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Aceasta înseamnă libertatea sfinților în lumină. Aceasta înseamnă adevărul vă va face liber. Așa că dacă am murit împreună cu Hristos, dacă, notați lucrul ăsta,
Multă lume are speranță, dar Biblia spune există nădejde înșelătoare și există nădejde adevărată. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Este acest uriaș dacă. Ce rost ar avea cineva să fie dus în cer, să trăiască împreună cu Hristos, cu care nu a vrut să trăiască aici pe pământ? De ce să vorbim de slava lui Dumnezeu dacă am refuzat răstignirea omului cel vechi împreună cu patimile, pe el l-am ținut, nu? Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă vom și trăi împreună cu el. Dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, Roman 6:5, vom fi una cu el și printr-o înviere. O aștept învierea morților. Dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui. Și încheiem cu declarația aceasta care răspunde întrebării noastre: ce să fac să nu ajung la întâmplarea aceea de niciun fel și nici la întâmplarea aceea finală care prevede despărțirea de Dumnezeu. Ce să fac? Întreabă cineva. Nu ai nimic de făcut. Dacă încerci să faci un lucru, vei fi și mai mândru că l-ai făcut. Nu, este un domeniu în care dacă nu ne scapă Dumnezeu, în nimeni altul nu este mântuire, nu este scăpare. Un om se ridică împotriva răului din viața lui și sfârșește prin a face și mai rău. De câte ori n-am zis noi că mergem să ne împăcăm cu cineva, s-a sfârșit prin tot ceartă și mai cumplită. Cineva s-a dus să-și ceară iertare pentru un păcat grav, imoral, și în loc de iertare a sfârșit prin a comite acel păcat chiar acolo și chiar atunci. Iubiții mei, firea pământească nu poate să scoată afară firea pământească. Mândria nu poate să scoată afară mândria, n-are cum firea mândră să nu. Dar există o cale, aceasta o face Dumnezeu, aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură așa, în ce mă privește, Galateni 6:14, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, departe de mine. Nu-mi trebuie, nu vreau să aud, nu mă gândesc la așa ceva. N-are niciun loc. Sufletul meu nu intră la un astfel de sfat. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Așa să ne ajustată ceresc. Prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos, să putem primi darul cerului, care este smerenia lui, și aceasta să ne păzească de disprețul asupra cuvântului lui Dumnezeu și de a disprețui pe Dumnezeu. Învață-ne să fim îmbrăcați cu smerenia Domnului nostru Iisus Hristos în toate lucrurile, în legăturile dintre noi, sociale sau de biserică sau de familie. Îmbracă-ne, Doamne, te rugăm, cu Duhul Domnului nostru Iisus Hristos și fă ca El să ia loc în viața și ființa noastră, să putem spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.